Via. Via și mai ales ananasul. Terminată. Terminată 100%. Ăștia... Ananas care era rezistent de regulă, nu? Eu, uite-te. După două nopți la rând în care temperatura a scăzut sub 0 grade, în grădina acestui sătean din Șișești e prăpăd. Bruma și înghețul au distrus tot ce pusese omul în pământ. Roșiile s-au uscat, la fel fasolea, cartofii și chiar porumbul, deși acesta este mai rezistent. Noaptea trecută apa era înghețată în Ligian, avea poșghiță de și brumă peste tot. Ce v-a distrus? Păi pot să spun că, uite, în afară de căpșuni, eu zic că a distrus aproape tot. Cât aveți distrusă cultura? Păi, aproximativ, în afară de usturoi și de ceapă, 100% și mazăre. Deși este cam târziu, culturile de legume pot fi reînființate. Pentru vița de vie grav afectată, nu se mai poate face nimic. Mlădițele înghețate s-au uscat și nu vor mai rodi. Vița de vie, roșiile, fasolea s-au afectat din cauza frigului de ieri dimineață și gheața care a fost, s-au distrus toate culturile de primăvară. În tot satul e așa? Da. Peste tot este așa și mai ales ce s-a pus în câmp. Tot ce am avut pus de primăvară, așa, care trebuiau să meargă mai departe. Asta este. Ați pierdut tot, trebuie să refaceți absolut, investiția. Absolut, investiția și nu știu că e cam târziu, nu știu ce se mai poate face. Înghețul de acum îi urmează celui din luna martie, care a distrus complet producția de caise și piersici din județ, după ce toate florile au înghețat și au picat pur și simplu.